O familie formată din șase cetățeni străini, un bărbat, o femeie și patru minori au încercat să intre ilegal în România din Serbia traversând fluviul Dunărea cu ajutorul unei embarcațiuni gonflabile. Aceștia au fost depistați de polițiștii de frontieră din Roberta Turnu Severin și au fost conduși la sediul sectorului pentru verificări. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Drobeta-Turnu-Severin au depistat o familie de migranți care a încercat să intre ilegal în țara noastră. În urma unui apel la 112, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Drobeta-Turnu-Severin au declanșat o acțiune specifică pe linia prevenirii migrației ilegale în zona de competență. Astfel, colegii noștri au identificat în portul comercial Drobeta-Turnu-Severin șase cetățeni străini, o femeie, un bărbat și patru minori. Persoanele au fost conduse la sediul sectorului pentru verificări, unde li s-a făcut triajul epidemiologic de către echipajul medical. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că cei în cauză fac parte dintr-o familie de cetățeni afgani, adulții au vârste de 38 respectiv 51 de ani, iar minorii au vârste cuprinse între 2 și 14 ani. Adulții au declarat că se aflau pe teritoriul Serbiei de trei ani și au trecut frontiera în România cu o embarcațiune gonflabilă cu intenția de a încerca să ajungă într-un stat din vestul Europei. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că cei în cauză sunt cetățeni afgani, părinții au vârste de 38, respectiv 51 de ani, iar minorii au vârste cuprinse între 2 și 14 ani. Adulții au declarat că se aflau pe teritoriul Serbiei de 3 ani și au trecut frontiera în România cu embarcațiune gonflabilă cu intenția de a încerca să ajungă într-un stat din vestul Europei. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări la finalizare, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.